actorul Ion Dichiseanu a murit la vârsta de 87 de ani. Artistul era internat la Spitalul Floreasca de la începutul anului din cauza mai multor complicații. În ultima perioadă, Ioana Dichiseanu a vorbit de nenumărate ori despre problemele de sănătate ale tatălui ei și spera ca acest coșmar să se termine și să-l vadă din nou acasă. Numai că toate eforturile medicilor au fost în zadar despre afecțiunile cu care s-a luptat marele actor în ultimele luni. Ne-a vorbit și Florin Condurețeanu. Haideți să-l ascultăm. Domnule Condurețeanu, ce știți despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat domnul Dichiseanu? Cât de mult se agravaseră în ultima perioadă? Era un cumul de afecțiuni și el totuși avea 80 și ceva, da, spre 90 de ani. S-au făcut toate eforturile pentru a-l ține în viață și chiar l-au ținut în viață luni de zi. Când ați vorbit ultima dată cu domnul Dichiseanu? Cu Dichiseanu am vorbit ultima dată acum vreo 6 luni la telefon. Era în formă, cu aceeași voce baritonal plăcută, cu o voce și puternic, bărbătească, virilă, dar și catifelată, așa cum se vedea și din cântecele pe care el le cânta și ridicasele în picioare. Era curajos, era vioi, era un curtenitor elegant, ca nu dădea semne de boală. Dar avea așa, da, o apăsare pe suflet, îl nemulțumea ceva? Nu i-a picat bine divorțul de Simona Florescu.